uite. Da, bine că ți-am minte că am și asta. Deci, hai să, pentru toată lumea, pentru toți care n-au prins de la bun început, că am început o registrare, deci primul exercițiu din teza ta, complet de x plus 4 la TikTok, e egal cu 57 aranjamente de x la TikTok. Și ai pus condiții de existență, după care ai tradus combinările și aranjamentele și după simplificare aș ajunge în varianta aceea. X plus 1 pe lângă X plus 2 scrie chiar în față X plus 1. Nu, 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 nu. De acolo. Ca să fie... Nu. Aici e egalul de făcut. Așa și zice X plus 1, X plus 2. Deci e tradus ecuația aceea. X plus 1 pe lângă X plus 2 pe lângă X plus 3 pe lângă X plus 4 egal cu X plus 4 egal cu 19 ori 3 19 ori 9 ori 4 5 ori 6 ori 7, da? Da. Și acum tu trebuie să gândești că în stânga e un produs de 4 factori. Și obligatoriu și în dreapta trebuie să aranjezi un produs de 4 factori. Dar 19 poate să fie primul factor. Da? Da. Termen consecutiv, că acolo să stânga este consecutiv. Sau poate să fie ultimul. Din tot ce ai acolo, din 3 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6 ori 7, trebuie să vezi dacă... Păi am 4 ori 5, 20. Da. 3 ori 6... 18. Ai coborât acolo și... 3 ori 7, 21. Excelent. Cred că te-ai dus. Egal mai departe, hai să zicem 18. Așa, să vezi. 18. 18 ori 19. Ori 20 ori 20. 20. Gata, ești. Eu n-am făcut timpul să rezist. Deci X plus 1 egal cu 18. X plus 1 egal cu 18. Și gata, ești. X egal cu 17. Terminat, ești. No comment. Deci, câtă vreme ai simplificat și ai lăsat ești aici, așa ai vrut tu. Dar trebuia să te gândești că în stânga e un produs de factori, de termeni consecutivi, nu un factor consecutiv. Unul după altul, X plus 1, X plus 2. Și atunci în dreapta trebuie să fie așa. Și 57 umblam la el, 19 ori 3, și acum celălalt se aranjez. Ori să fie prim, ori ultim, ori la mijloc, ori pe undeva și îi găsit rapid. Uite cât de repede, 3 ori 7, 21, 4 ori 5, 20. Excepțional de rapid. Foarte tare. Foarte tare. Să uscă, uite, ești. N-ai vrut să-l faci. Asta e problema? Nu am vrut să-l faci, dar nu știu, adică... Eu știu cât de zis de ce am făcut la clasă. Și nu am așa înțeles. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Profesorul încearcă să urce un pic ștacheta și dă niște chestiuni care... Ca să ajung la nota 10, trebuie să vii cu ceva care nu ai mai făcut în clasă. Căutăm modele atunci. Și nu modele sunt... Ca să dezvolți stilul de a gândi, trebuie să... Păi, până aici, ce a fost nou? Hai să o luăm pe cea dreaptă. N-a fost nimic nou, dar în fapt, când am văzut așa în forma asta, zic, cum se dea așa? Cum? Și aici, nu. Că doar nu te-ai fi apucat să mulțești acolo X plus 1 pe X plus 2 pe X plus egal cu numărul acela, ai mulțit numărul acela între el. 3 ori 4, 5 ori 6 ori 7, nu m-a interesat că faci. Ai văzut că m-a interesat. Da. Nu m-a interesat să putem organiza chestia asta. La 57, am văzut repede, și un 7, 12, deci are măcar pe 3. Da? Ștergem tabla și mergem la altul. Ăsta n-a avut nimic spectaculos în el. Da, îți spun și nu lasă că este ceva care se ridice ștacheta să vadă diferența. Păi, adică... ștacheta, eu spun că n-a avut nimic deosebit de mediu, de nivel mediu. Nimic. La produse factoriale, niște termeni acolo... Dar de când nimeni nu a făcut poste în clasă? Eu... Ce să spun? Povestea... Clase, mă avea, știi? 2 la X. 2 la minus X. Totul la E. Suma coeficienților binomiali de rang impar este 128, adică 2 la X.
tendice 4 este 224. Mă calculez, dar știu că l-am făcut. Păi, deci ai voie. Da, știu. Așa. Aici este tendice K plus 1. Da, de sus a avem pie mai întâi. Păi 2 la minus 1 era 2 la... 128, 128 2 la... 2 la 7. 2 la 7. De văzut că e minus 1 egal cu 7, adică e egal cu 8. Bun. Tendice K plus 1 egal cu tendice 4 egal cu 224, atunci K va fi egal cu 3. Da. Schema format de pitagorice, la formulă 2 la decât K, A la E minus K și B la K. TK plus 1 scrie, TK plus 1 egal cu așa ceva, da? Și atunci înlocuind aici, în cine s-a dat nouă, da, asta, ar veni combinări de N, care este 8 la decâte 3, da, 2 la X, totul la N minus K, la 8 minus 3, ori 2 la minus X, totul la K, care este 3, și egal cu combinări de 8 la decât 3, 2 la 5x, e 8 minus 3, da, o 2 la minus 3x. Combinări de 8 la decât 3, ori 2 la 2x. Și puteți face combinările. Ar veni 8 factorial supra 3 factorial 5 factorial ori 2 la 2x, ați și înlocul meu egal cu 224. Da. 5 factorial ori 6, 7 ori 8 supra 2 ori 3 ori 5 factorial, 5 cu 5, asta cu 6 rămâne 2 la 2x egal cu 224 supra 56. Da. 7, 8, 56. Da. 2 la 2x egal cu 4. Da. 2 la 2x egal cu 2 la 2. 2x egal cu 2x egal cu 1. Corect. Da. Asta a fost așa, așa. De... Sigur, mă gândeam că vă duceți pe o ecuație exponențială, era interesant cu 2 la x, 2 la minus x, dar a fost simplu. F egal cu f definită pe minus 2, minus 1, 0, 1 și 2, da, cu valori în 0, 1, 2, 3, da. Calculați probabilitatea evenimentului E, ca alegând o funcție din f ln f de minus 2 egal cu f de 0 egal cu f de 2. Adică funcție, să fie funcție par. Par. F de, cum spune? Minus 2 egal cu f de 2. F de minus 2 egal cu f de 2 și f de minus 1 nu mai spune. Nu, dar ca exemplu. Gen. Hai să, hai să. Poate numai atâta, dar asta era condiția. Da. Am fost probabil că alegând o funcție mulțumesc. Păi atâta. Asta era condiția. F de minus 2 egal cu F de 0 egal cu F de 2 egal cu 0. Așa trebuie. Asta e singura condiție. Bun. Numărul cazurilor posibile este cardinalului B la cardinalului A. Da. E 4 la 5 A. Da. Și numărul cazuri favorabile. Hai să le vedem, să le numărăm. Concret, numai ce faci. Numai îi pară. Că nu spune nimic că și f de minus 1 să fie egal cu f de 1. Da.
Dar aici se spune chiar ce imagini să-i duci. Lui minus 2, 0 și lui 2 se face că imaginea minus 2, 0. Așa. Și mulțimea de sosit 0, 1, 2, 3. Așa. Lui minus 2 pui la... Nu, nu. Lui minus 2 îi pui 0 imaginea. Lui 2 tot 0. 2, 0. Așa. Deci funcția nu este de care? Nu este injectivă. Da. Și lui 0 tot 0. Vezi? A, și câte posibilități avem cu celelalte? Sigur că da. Și cu celelalte trei, câte elemente mai? Două elemente mai. Da. Celelalte două elemente să le poți plimba în celelalte variante. Păi, cazurile posibile, cum ar fi 3 la cardinalul, 2. Cardinalul 3, da. 3 la 2. 3 la 2. Și atunci, cazurile favorabile? Păi, favorabile este sunt. Păi este sunt, nu? Da, nou. A, și atunci, cele posibile, probabilitatea. Da. Este 9 pe 9, 4 la 5. Deci, practic, aici trebuia să surprinzi problema doar cu două elemente la pornire, minus 1 și 2, minus 1 și 1, că celelalte ți le organizasele, și la sosire aveai doar 3 posibilități. Da. Da. Punctul de coordonate minus 4 și 2. 4 și 2. B de minus 1 și minus 1. G de 0 și 2. Centrul de greutate al triunghiului ABC. Da? Adică intersecția medială. Nu? Da. G-ul este centrul de greutate al triunghiului ABC. Determinați pe C și area al triunghiului ABC. Ai putea să-l găsești pe G? Pe C. Pe C, punctul C. Așa. Păi, eu m-am gândit așa, când am fost la teză. Mediana, dacă e centrul de greutate, atunci este intersecția medialelor. Dacă e intersecția medialelor, asta trebuie să cade pe jumătate. Corect. Și nouă împunctăm. Da. Aflăm coordonatele. Da, jumătății, cred. Jumătății, da. Și atunci... Asta nu mă duce fix la punct, dar nu știu, n-am știut vă spun. Te duce, sigur. Știu că mediana este la 2 treimi de bază și 3 treimi de vârf. Este la... La o treime de bază. 2 treimi de bază și... 2 treimi de vârf. Și afli pe G-ul, GM, ca distanță. Și știi că GM este o treime și 2 treimi sunt adică partea cealaltă. Deci unește pe G cu O. G, e cu G cu M. Păi și cum mă duceam la punct? Cum am făcut eu? Păi mergem că de două ori distanța GM. Una și încă o dată. Acolo. Cu liniare, pe aceeași direcție. Da. Să vezi ce. Păi eu știu că-i ce, dar cum aflu coordonate, adică distanța asta, știu că pot să o aflu. Da. Cum aflu coordonatele? Sigur. Serios? Da. Că eu am făcut chestia asta. Da. Pentru că nu știu cum. Păi, nu poți să afli pe IMG? Da. Te aflu. Păi, în primul rând coordonatele lui M. M va fi coordonate
Minus 4, minus 1, minus 5 pe 2 și 1 pe 2. Da, minus 1. Apoi, distanța de cele două puncte. Da. MG. A fi radical. X, G minus XM la pătrat. Plus Y, G. Minus Y, G la pătrat. MG. X de G va fi 0. Minus X lui M va fi 5 pe 2 la pătrat plus 2 minus 1 pe 2 3 pe 2 la pătrat. Care, 25 pe 4 da. 5 pe 4 plus 9 pe 4 și ar fi MG radical adămit 34 pe 4 adică radical 34 pe 2. Bun, aici am ajuns. Ia, să mai vedem o dată dacă ai luat bine mijlocul. Deci semisumă minus 5 pe 2 da. Și 2 minus 1 1 pe 2, da. Bun. Și atunci GC e de două ori distanța asta, nu? GC. Este 2 radical din 34 pe 2. Și tu ce spui de coordonate alfa și beta, că nu le știi. Aha. Ce de coordonate alfa și beta? Și scrii distanța între două puncte. Între G și C. Deci C, o scrie încă o dată, C de coordonate alfa și beta. Și G de coordonate 0 și 2. Și atunci, CG, distanța C, CG egal cu radical din e alfa la pătrat, minus alfa la pătrat. La pătrat e alfa pătrat. Da. Plus? 2 minus beta. 2 minus beta, tot la pătrat. Și CG-ul știi că este 2 radical din 34 pe 2, 2 cu 2 se scrie, radical din 34. Deci scrie relația radical din 34. Egal cu radical din... Desfac aici partea, da? 4 minus 4 beta plus beta la pătrat. Da. Adică m-am primit la pătrat. Atunci 34 egal cu alfa. Alfa pătrat. Alfa pătrat. Plus beta pătrat. Plus beta pătrat. Minus 4 beta. Minus 4 beta. Plus 4. Plus 4. Cădem în 4. Minus 4. Și vine alfa pătrat plus beta pătrat. Minus. Beta pătrat, minus 4, beta, e 30. Asta ar fi o primă relație. Tu mai trebuie o relație între alfa și beta acum. Și dacă eu l-ai găsit o relație între alfa și beta, atunci faci un sistem în alfa și beta și gata problema. Da. Cum ai obținut pe ce? E prelungit MG, nu? MG e prelungit, așa. Deci e... Și ui pe dreapta MG. Asta e poanta. Păi. Și eu să află pe dreapta MG. Deci, verifică ecuația dreptei. Scrie ecuația dreptei MG. A. MG de ecuație de DNA. Sigur, da. X, Y. X, 1, X, M, Y, M, 1, X, G, Y, G, 1. Dacă
0 echivalent cu mg de ecuație x de 1 minus 5 pe 2 minus 2, 1 și eu e 0 2, 1 0. Stai că și asta am făcut. Deci eu nici măcar, am scris multe relații, am încercat să aflu din toate părțile posibile. Da. Știu că asta am făcut. Da. Atunci MG va fi de ecuație 1 pe 2 ori x. Da. Paralela. Minus 5. Minus 5, minus 5, da. 5. Așa, după va fi 0, va fi plus 5 pe 2 ori y. Minus 2x. Minus 2x. Egal cu 0. Și aduți în același tot peste tot. Iar G va fi de ecuație x minus 3x. Minus 3x, da. Apoi plus 5y. Plus 5y minus 10. Minus 10. Egal cu 0. Deci ecuația este asta. Și fiindcă coordonatele verifică ecuația dreptă, un x și y, punem alfa și beta. Alfa și beta, vine minus 3. Minus 3 alfa. Minus 3 alfa plus 5 beta minus 10. Egal cu 0. Și ai de rezolvat sistemul. Face sistemul. Iar deoparte, așa, și alfa pătrat plus beta pătrat minus 4 beta egal cu 30. Egal cu 30, da? Da. Ei, ștergi în dreapta da. Tot ce ai lucrat și sistemul ăsta este pentru tine punctul important, nu? Sau chestiunea importantă și să rezolvi sistemul de, dintr-o ecuație gradul 1 și altă de gradul 2. Și aici poți să ștergi și de acolo, da. M din minus poți să scap de 4 beta aici. Cum? Păi, ai tu mulți nu, dar numai teoria spune așa, că ai quasi gradul 1 și altă de gradul 2, nu mai pierzi timpul, prin substituții trebuie să duci. Nu ai altă variantă. Că rămâne alfa și beta, scap de beta, dar rămâne în continuare beta pătrat. Atunci, scoți pe alfa să zici din prima sau pe beta, pe cine îți place. Pe alfa l-aș scoate eu ca să nu-și da. Locuiesc prea mult. Deci alfa egal cu? Alfa egal cu 5, nu, minus 5. Beta plus 10 pe minus 3. Minus 3. Și mulțești cu minusul de sus, vine beta. Beta, 5 beta, mă rog. 5 beta minus 10 pe 3. Și unde pe alfa în a doua, locuiești. Și așa. 5 beta. Minus 10 pe 3 la pătrat. Pătrat. X beta pătrat. Minus 4 beta. Egal cu 30. Da. 25 beta pătrat. Minus 100. 100 beta. Beta. Totul supra. Supra 9. Plus beta pătrat. 4 beta egal cu 30. Minus 4 beta, văd. Minus, da. Mulțim cu 9. Da. Și avem 25 beta pătrat. Minus 100 beta. Plus 100. Plus 9 beta pătrat minus 36 beta egal cu 270. Da. 25 da. Beta pătrat, 9 beta pătrat, 36 beta pătrat. Nu. Nu, 34. 34, da. Așa, minus 100 beta
Minus 136, cred că? Da. Minus 170, egal cu 0. Minus 170, egal cu 0. Păi, ecuație. Beta 1, 2, da. Simplificăm prin drum 2, cam dat. Și ar veni 16 beta pătrat, minus 68 beta. Da. Minus 9, nu. Beta 1, 2. 34 plus minus radical din 34 la pătrat. Minus AC. Plus? Plus 17,85. Supra A. Supra 7. Deci. 34. Plus minus. 34, 34. Supra 17. Supra 17. Sperăm să e un pătrat perfect, că dacă nu e pătrat perfect, 50 ori 50 face 2509. 51, aveți 51, 51, îți dă 2601. Deci 34 plus minus 51. Așa. Și odată. 34 minus 5. 85. 17. Da. Nu știu, m-am putut simplifica. Deci asta ar fi un 85 beta 17. Beta 1, nu? Da. Deci ce nu merge oare prin 5? Nu, prin 7. Nu, prin 85 pe 17. 5 ori 7, 35, 5 ori 8. 85 scrie ca 5 ori 17. Egal cu 5 ori 17 supra 17. 5. Așa? Dată minus 17. Da, deci minus 17 pe 17 și egal cu minus 1. Deci avem o dată beta 1 egal cu 5. Și beta 2? Da, egal cu minus 1. Pentru 5 găsește alfa 1. Rezultă alfa 1 egal cu... Alfa pătrat. Da. Cursul, da.
La ce? La articol. Dar eu sunt într-o oră de matematică acum. Sunt chiar în lecție de matematică și se transmite și la televiziune și așa că profonai TV și așa că nu vă pot răspunde. Acum după ora 10. Așa, mulțumesc mult. Bine, vă salut. Deci cât ai găsit acolo, Alfa? Alfa 1 este 5. Unde ai înlocuit? Am înlocuit la a doua. Dar de cine ai avut aia acolo? Alfa egal cu 5 beta minus 10 pe 3. Da. Da. Deci alfa 1 e egal acolo? Alfa 1 egal cu 5. Și alfa 2? 5 beta, așa. 5 minus 5. Minus 5, minus 10, minus 15 pe 3, minus 5. Minus 5. Și cuplajul este așa. Alfa 1 cu beta 1. Deci beta 1 e 5, alfa 1 e egal cu... Alfa 1 beta 1. Adică... 5, 5? Da. Și alfa 2, beta 2. Așa. Minus 5, minus 1. Deci vezi, ai acolo două variante a lui C. Da. 5, 5, e ăla de acolo. Care le-ai găsit tu ca vârf, 5, 5. Știi că ai pus acolo 5, 5. Ia, acolo este. Dar și ai și minus 5. Adică în partea asta. Sigur că da. Deci, nu, nu, așa. 5 și minus 1. Nu? Da. Da. Ce prim? Da. Deci dacă ai lucrat corect și așa, ai două variante. Minus 5 și minus 1. Sigur că nu ai respectat unități de măsură perfect și de aceea nu ți este perfect acolo. Dar ca idee, trebuie să reținem că sunt două posibilități. Tu te duci cu vârful în partea aceea, da. Da? În partea... Dar și în semiplanul celălalt cu vârful C. Atunci, astea sunt cele două posibilități. Ce a fost aici greu? Hai să înțelegem. Ai știut că e la o treime de bază, două treime de vârf. Ai aflat pe GM. Da. Ca distanță am între două. Am scris ecuația dreptei. Am scris ecuația dreptei. G e de două ori GM-ul, nu? Da. Am aflat distanța aia. Da. Și ai dublat-o. O ecuație alfa pătrat plus beta pătrat minus 4 beta egal 30. Și o altă ecuație minus 3 alfa plus 5 beta minus 10 egal cu 0. Un sistem de două ecuații cu două necunoscute, una de gradul 1, alta de gradul 2, scoate tehnica din aia de gradul 1, merge și aia de gradul 2 și tot este banal. Deci a fost vorba de determinați punctul, determinați cel. Suprafața. Calculați area triunghiului, cred că aici, sau perimetru, ce spuneți? Sigma ABC. E la primul, e suprafața. Da, da, da. Area triunghiului. Cu determinant. Da. Deci 1 pe 2 din modulul... Da. Din modulul determinant. Minus 4, 2, 1. Minus 1. Minus 1, 1. Și... 5, 5, 1. 5, 5, 1. Din modulul acest. Mă rog, în fine. Rezultatul care obții de acolo și da, mă gândeam acum. Nu știu cum au făcut, am auzit că au făcut colegii cu ceva gen C-ul era nu știu, au făcut cumva cu XA plus XB plus XC supra 3. Da. Spun G-ul împarte o treime de bază și două treime de vârf. Așa era? Da.
Deci, din cauza asta au făcut. Și era minus 5, minus coordonatele. 5. Coordonatele lui G înseamnă XA plus XB plus XC pe 3. Aaa. Da? XA plus XB plus XC pe 3. Da. Apoi, Y-ul lui G egal cu YA plus YB plus XC. Foarte repede. Mult mai repede decât am făcut-o noi aici. Da, pe așa au făcut. Majoritatea au șansă, au dus foarte repede, nu? Deci XA, XG egal cu XA. Da, nu mi-a dat seama. Așa. Așa era mult mai rapid de soluția. Pentru că calculați... Permetul. Permetul triunghiului ABC. Stabilit natura triunghiului. E distanță între AC și BC. Așa. Și probabil că este un triunghi social cumva să fie așa, nu știu. Ci că e oarecare. Pentru că le dau foarte ciudat. Deci numere diferite. Da. Determinați lungimea... Locul geometric al punctelor din plan egal de pătrate de A și de B. Adică... Mediatoare. Mediatoare. Perpendiculară pe mijlocul segmentului. Scrie aici. Mălai deja coordonatele mijlocului. Afli panta lui AB. Și invers să susțin schimbat. Scrie ecuația... Scrie ecuația drept când dă un punct și o direcție. Mediatoarea punctului respectiv. Cum observi? Ai avut trei, la punctul 4, 3 puncte, câte un punct, cred că o dat la fiecare subpunct aici. Nu a fost o teză grea, hai să spunem. Cu excepția, să zicem, acolo la combinările celea, că nu te-ai prins, acolo era totul numai o chestiune de rutină, de calcul. Și la geometria are cât ce fost aici? Mai nimic, ai? Nu, deci am ajuns, am calculat ceva însă acolo. Nu l-am aflat pe ce, că nu... Nu te-ai prins? Nu m-am prins. După la suprafață am scris formula și am zis X, A, X, B și l-am locuit doar pe ce știam. Gata, am putut să fac. Da, X, ce nu l-aveam, n-am putut să fac. La perimetru am scris formula și am aflat apelatura AB. Și la locul geometric, nu știu, cred că am scris ceva acolo. Da, e la locul geometric era... Chiar banală, perpendiculară. Da, asta mi-a rămas. Deci eu am venit la for 25 până la fix. Când am văzut subiectul, nu scrisesem toate trecuse prin ele. O singură oră? O oră ți-a avut? Da. Se făcea într-o oră. Deci se făceau foarte de... Ai văzut acum, da? Da. Florine, întreabă-ne. Suntem gata de atac. Sper că ai o problemă la îndemână. Dacă e grea, nu ți-o fac. Nu ți-o fac, nu vreau, nu? Ce-o pot face, da? Tu vii cu treburi de astea. Hai, mă, Florine, și faci soni. Am adormit subiectele astea. Am adormit subiectele, da? Ștel tabla. Dacă nu sună, nu sună. Vasă? Da, mamă. Răspunde tu. Da. Alam. M-a închis. M-a închis, s-a speriat. S-a speriat, Florin. Avea acum revenit din lucru. Da. Așa, bună seara. E aici, aștept din tabla. Păi, fără din tot timpul ăsta. Da. Credeam că am plecat. Nu. De ce ai închis repede, a? Stai să se usuci puțin tabla. Așa. Băi, Florin, dai grea problema, spune tu. E așa, așa. E așa, așa, gata, m-ai descurajat. Băi, spune cu ușoară, bă, ca să am și eu... O speranță. Până a tu, a spune. Hai, zi, Florin. Este trei numere complexe. Da, trei numere complexe. Z1. Așa, Z1.
Z2 și Z3, da. Așa încât, da. Bun. Așa, la egală depărtare de centru, da? Zero. Z1 pe lângă? Plus Z2 plus Z3. Z1 pe lângă Z2 plus Z3. Pe lângă 1 pe Z1. Minus? N-am înțeles. Plus. Plus? Încă o dată, Florine. Uite-te și la tablă cum am scris eu. Patru și unu. Ok, este ok.